Aici avem o regină din anul 2018. E marcată cu roz. Teoretic trebuia să fie marcată cu roșu, dar așa am găsit markerul. Regina e liantul familiei. Ea stabilizează toate albinele, le dă siguranță și le dă viitorul. Viața albinei e destul de scurtă în sezonul activ, undeva la 35 de zile, dar pentru că regina depune în fiecare zi 1000-1500, poate chiar până la 2000 de ouă, noi albine se nasc constant, stupul crescând în dimensiune și crescându-i capacitatea de a acumula resurse, miere și polen. Întotdeauna vor fi albine care vor îngriji constant regina, o ajută să primească hrană sub purețe, să-i pregătească spațiul în care depune ouăle. E singurul individ care, dacă dispare din stup, stupul se dezorganizează. Și mai există capacitatea după aceea în stup să-și... În cazuri de urgență pot crește o regină din anumite larve. În panica pe care o găsesc și în stup, atunci ele cresc din mai multe larve. Se numesc măci de salvare, pentru că larvele pe care le folosesc nu sunt întotdeauna de vârsta potrivită și nu au o valoare foarte mare, dar sunt suficient de bune încât să treacă familia peste hopul acela în care rămâne fără regină. Da. În momentul în care o regină îmbătrânește, ea este schimbată de către albine. În momentul în care îmbătrânește, spermateca ei se golește, nu mai are capacitatea de a depune atât de multe ouă fecundate, feromonii scad și albinele, simțind lucrul ăsta, pregătesc o nouă regină, o îndrumă să depună un ou într-o celulă specială și aceea este o matcă de schimbare liniștită. Da. Aceea este matca perfectă, ea fiind crescută ca matcă din primele minute din care iese din ou larva. Da. Marius, pot fi două măci într-un stup? În momentul în care se întâmplă această schimbare liniștită de matcă, pentru că matca bătrână nu mai are feromoni, se întâmplă să trăiască două, dar sunt cazuri foarte, foarte izolate. Da, interesant. Cum ne dăm seama pe care dintre faguri este regina? Păi, acum e simplu, în sezonul rece, de obicei se află în mijlocul cuibului. Noi aici aveam 11 faguri, ăsta e fagurul numărul 5. În principiu ne uităm ce conține fagurile. Dacă e miere și polen, sunt slabe șanse să fie regina acolo, accidental apare pe acolo. Căutăm fagurii care fie sunt pregătiți pentru ea ca să depună ouă, fie faguri în care există deja ouăle depuse. Sau larve, nu? Sau larve foarte micuțe. O punem înapoi că ele s-au grupat acum să țină de cald puietului, că afară totuși e mai rece decât este în stup. Dar știm că regina asta e ok și stupul ăsta are o șansă. Și este un stup foarte generos, din câte pare. Da. Cam câte albine are stupul acesta? La fel ca celălalt, undeva spre 10.000. 10.000 de albine. Cam asta ar fi cantitatea de albină pe care o găsim la începutul martie. Ea scade foarte, foarte lent până în aprilie, iar din aprilie numărul lor începe să crească, ducându-se în vară până spre 40-50.000 de albine. Regina culege miere, polen. Regina iese o singură dată din stup, la zborul de împreche. Și asta se întâmplă în a 4-a, 5-a zi din viața ei, după care, timp de 2, 3, 4 ani, ea nu mai părăsește stupul decât în cazul în care familia roiește. În momentul când roiește familia, roiește cu regina bătrână, iar în urmă lasă hrană suficientă și albine tinere și câteva boci, sunt ouăle din care urmează să iasă o regină. Din cele câteva boci, prima regină care iese le va asasina pe celelalte, va face regicid. Dacă se întâmplă să se nască două în același timp, există un duel, cea mai puternică supraviețuiește, cea mai slabă nu. Iar în momentul în care regina bătrână roiește, ea este ținută la cură de slăbire. Timp de câteva zile nu este hrănită și este alergată de albine prin stup,
ceea ce demonstrează încă o dată că regimul alimentar combinat cu mișcarea fizică te ajută să slăbești și o ajută să slăbească pentru ca să fie capabilă să zboare. Iar după ce se împerechează, îi se mărește atât de tare abdomenul datorită hranei pe care o primește, se activează și secreția de ovule ca să poată depune ouă. În momentul în care nu mai e hrănită, se întâmplă exact cum se întâmplă iarna, slăbește și e capabilă de zbor. Câte ouă poate depune pe zi? Regina? Maximul între 1500 și 2000. Wow. În momentul actual vorbim de câteva zeci până la câteva sute de ouă. Depune tot mereu sau? Există o pauză în timpul iernii, de obicei în lunile decembrie, ianuarie și uneori începutul februarie, la noi în zonă cam așa se întâmplă, în care ea nu depune ouă pentru că nu e hrănită de albine. Fiind foarte frig afară, e nevoie ca populația să fie restrânsă pentru a nu consuma inutil resurse. În momentul în care se încălzește, acum este hrănită, începe să depună ouă și timp de 5-6 luni depune în continuu ouă. Timp de 3-4 ani cât trăiește o regină. Cam 3-4 ani. Da. Asta urma să te întreb. Ai intuit. În primii 2 ani este în putere, în al treilea an deja intră în declin. Noi când mergem să producem miere, lăsăm de obicei reginele de anul 3 acasă. Dacă au rezistat până în anul 3, pentru noi sunt foarte valoroase și le folosim pentru reproducere. Iar în primii 2 ani le dăm șanse tuturor. În momentul în care o regină nu își arată capacitatea de a menține o colonie puternică, o înlocuim noi dacă albinele deja n-au început acel proces. Îți mulțumim, Marius, foarte interesant.